Bine ați venit la Minecraft, viața la școală, special de Crăciun, partea a treia. Bine v-am găsit, băieți și fete, la o nouă zi din viața la școală. Ei bine, fraților, voi încerca să vorbesc puțin mai încet, pentru că în momentul de față ne aflăm într-un subsol, pentru că ne ascundem de un criminal, băieți și fete. Știți și voi, de data trecută, că stăteam acolo în fața bradului, ne aflăm în momentul de față în satul de Crăciun, stăteam acolo în fața bradului și citeam povești horror de Crăciun, era un concurs. Ei bine, băieți și fete, gardianul a zis că Moș Crăciun criminal, povestea aia, legenda aia că în acesta de Crăciun vine noaptea un Moș Crăciun criminal, s-a adeverit și că l-a văzut pe moșul și efectiv toți am luat-o la fugă și am ajuns aici gen în cabana mea și al lui Alex să ne ascundem. Fraților, și vreau să vă zic că acest gardian nu a avut o iluzie sau ceva de genul, nu i s-a părut, am văzut și eu, fraților, în momentul de față cu noi în sat se află un Moș Crăciun care are un cuțit în mână. Deci, fraților, vă mai zic încă o dată, deci nu știu dacă înțelegeți, însă se află cu noi aici un Moș Crăciun care are un cuțit în mână. Adică viața noastră este pusă în pericol maxim și nu știu ce trebuie să facem. Eu zic că cel mai bine, adică nu știu ce putem să facem, fraților, suntem aici, după cum puteți vedea, deci asta este, într-un fel, suntem aici cu băieții la subsol, asta este cabana mea și a lui Alex, da, deci puteți vedea, cunoașteți cabana. Alex, frățiorul, ce să facem? Doamne, băieți, nu vine să cred ce se întâmplă. Marius, prima dată când mi-ai zis, nu te-am crezut pe cuvânt. Știți că în momentul în care le-am zis eu la micul dejun azi dimineață, bă, băieți, mi-a zis omul ăsta că există un Moș Crăciun, nu m-au crezut, fraților. Au zis că fac mișto de ei. Prima dată când mi-ai zis, nu te-am crezut pe cuvânt, dar acum cred 100% din tot ce zici. De ce Moș Crăciun avea un cuțit în mână? Nu are sens ce se întâmplă, fraților. Exact aceeași reacție am avut-o și eu. De ce Moș Crăciun a avut un cuțit în mână? Bine că am ajuns aici în siguranță, dar acum ce facem? Fetele sunt încă acolo. Oh my god, da chiar, fraților. Numai nu eram afară. Fetele sunt înăuntru pentru că Lorena e bolnavă și stau acolo să aibă grijă de ea. Ce facem? Sunăm la poliție? Da! Asta să facem! Da, e simplu! Tănase, frățiorul, ai telefon, sună la poliție! Eu nu am telefonul la mine, băieți, mamă, nici eu nu l-am. Mi-am luat doar cartea cu povestea, nu știam cum să ajungem în situația asta. Dacă țipăm, se întâmplă ceva? Adică avem vecini pe aici în apropiere care o să ne observe? Avem pe naiba, frate, suntem în mijlocul pustietății, bro! Nu putem să țipăm pentru că, din câte știu eu și sper, criminalul, gen Moș Crăciun, nu știe că suntem aici, fraților, și ne-am dat de gol. Și nu putem să riscăm că o să ne audă cineva, că nu o să ne audă, suntem în mijlocul pustietății, fraților! Ovidiu, frățioru, spune-mi, te rog, că tu ai telefonul la tine. Sunați la poliție. Da, nici eu nu am telefon. Nimeni nu are telefon, suntem ca și morți. Ce facem? Nu știu dacă ne-am văzut cum ne-am ascuns aici, dar 100% o să ne găsească. 100%, fraților, o să ne găsească. Nu avem unde să fugim. Repet, ce facem? Domnule gardian, sunteți ultima mea speranță. Spuneți-mi că aveți telefonul la dumneavoastră ca să sunăm la poliție. Eu nu-l am. Alex nu are, Tănase, Ovidiu, nimeni nu-l are. Tu ești ultima noastră scăpare. Ok, haideți să ne calmăm. În momentele astea, ultimul lucru pe care vrem să-l facem este să luăm decizii greșite. Ca să luăm decizii corecte, trebuie să fim liniștiți. Corect, are dreptate. Deci, nici eu nu am telefonul la mine. Suntem ca și morți, fraților. Nici eu n-am telefonul la mine, dar dacă l-aș fi avut, nu am fi putut să facem nimica pentru că avem un semnal foarte slab. Ok, asta are sens, frate. Suntem la Polul Nord, într-un subsol. Da, ok, deci s-ar putea ca gardianul să aibă dreptate. Dacă aveam un telefon, nu schimba deloc situația în care ne aflăm. Singurul telefon care are semnal de aici e cel de la mine din biroul de gardian. Biroul de gardian se află fix la intrare în sat. Marius, eu sunt bătrân, copiii ăștia apar foarte speriați. Tu ești ultima noastră șansă. What? Poți merge în biroul meu ca să iei telefonul și după să sunăm la poliție? E singura noastră șansă. Fraților, nu știu ce să... Bro? Să mă duc în biroul lui ca să iau telefonul ca după să sunăm la poliție și am aici da sau nu? Fraților, sunt ultima lor șansă, da. Gardianule, o să mă duc chiar acum. Fraților, n-am ce să fac, trebuia să aleg da. Ok,
Deci unde a zis? Deci birou este acolo, știm unde e birou, da, deci la intrare. Ok, frate, deci trebuie să avem foarte mare grijă. Bun. Mamă, deci Moș Crăciun trebuie să fie pe aici undeva, mamă, frate, deci efectiv mă cac pe mine de frică. Ce-i asta, bro? Nu mai știu cu nimica. Mamă, frate, ok. Ha, deci hai să mergem încet. Hai să mergem încet, mamă, stai, deci să nu cumva să dau de moșul pe aici undeva. Ok. Ok, uite acolo toate alea. Deci, hopa, e ceva acolo, fraților? Nu. E acolo o persoană, nu, e un stand ăla, ok. Deci acolo în față trebuie să ajungem ca să luăm ăla. Bro! Moș Crăciun e în cabana fetelor. Nu? Oh my god, fraților. Oh my god! Oh my god, Moș Crăciun e în cabana fetelor. Nu, nu, deci stai, nu mă pot abate de la plan. Trebuie să mă duc aici. Deci, unde găsesc ăla, fraților? Băi, am nevoie, unde? Bro, unde e telefonul, man? Birou de gardian, aici, staff only. Hopa. Deci, cred că aici trebuie să mă duc, fraților, ca să iau ăla. Ok. Aici. Telefon gardian, ok, l-am luat, ok, bun. Deci trebuie să duc înapoi. Mamă, fraților, dar stați puțin. Stați puțin, bro, ce se întâmplă aici? Deci, mamă, deci mă mănâncă în fum, pe bune. Nu pot eu să-mi văd de treaba mea. Băi, fraților, Moș Crăciun e înăuntru. Asta e dancer, ok. Moș Crăciun e înăuntru la cabana fetelor. Nu, no, nu, no, nu. No. Trebuie să le salvăm și pe fete, fraților, nu. O să duc acest telefon la gardian și zic că trebuie neapărat să le salvăm și pe fete. Nu putem să facem nimic, fraților. Deci să sune la poliție și până sună, gen, până vine poliția, o să le salvăm pe fete. O să le salvăm pe fete. Gardianule, am adus aici telefonul, dar avem o veste foarte, foarte proastă. Moș Crăciun se află în cabana fetelor, iar noi trebuie să le ajutăm. Pe bune, domnule gardian, trebuie să facem ceva, nu putem să stăm aici. Până la urmă, na, colegile noastre, profesoara noastră, nu merge, nu am semnal aici, trebuie să ieșim afară, mamă, boys. Mamă, deci, băi, și dacă nu merge nici telefonul ăsta, ce ne facem? Băi, dacă nu merge nici telefonul ăsta, suntem ca și morți. E în cabana fetelor, nu le putem lăsa așa, trebuie să le salvăm, corect. Alex, frățioru, trebuie să le salvăm. Zi tu. Nu, o să murim. What? Nu vreau să par egoist, dar nu avem nicio șansă în fața lui. E un criminal psihopat care are un cuțit. Alex, frățioru, nu le putem lăsa acolo. Probabil acum fetele deja sunt moarte. Îmi pare rău că vă spun așa direct. Băi... Nu știu ce să zic! Alex, frățiorul, nu le putem lăsa așa? Tănase? Nu, 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 nu sunt moarte, Alex! Nu mai vorbi prostii, te rog eu! Trebuie să ne salvăm corect! Trebuie să mergem acolo! Poate nu le-a omorât, poate vrea să ne omoare pe noi! Ovidiu? E mult prea multă presiune ca să iau o decizie. Faceți cum știți voi. Merg după echipă. Nu-mi pasă. Mă duc să le salvez. Veniți după mine dacă vreți. Eu mă duc să le salvez, fraților. Nu le pot lăsa acolo pe fete, fraților. Uite și Lorena. S-a trezit Lorena din pat, fraților. E efectiv toată lumea acolo. Oh my god. Ce se întâmplă? Mă uită pe Moș Crăciun. Nu, fraților, nu. Îmi iau inima în dinți și intru înăuntru. Haideți. 3, 2, 1 și... Aoleu! Aoleu! Fraților! Ce s-a întâmplat? A murit cineva? Moș Crăciun? Lorena, Alexia? Unde e doamna profesoară? Băi, psihopatule! Cine ești? Norocoasa de pe jos e doamna profesoară! Ok, fosta doamnă profesoară! Moș Crăciun a omorât-o pe doamna profesoară, fraților. Băi, nu, ajutor, Lorena, ești bine? Ajutor! Băi, psihopatule, vedeți voi când ați ales să vă jucați cu mine, ați făcut cea mai mare greșeală din viața voastră. Și voi și profesoara voastră. Bro, cine ești? Vreți să vă spun adevărul? A fost cea mai mare ipocrită din tot planul. Acum, gen, se referă la profesoară. La început am vorbit cu ea, i-am dat o tonă de bani ca să vă ademenească aici pentru a vă omorâ unul câte unul. What? Doamna profesoară, băi, o suspectam eu de ceva. Dar ce să vezi când a ajuns aici, a spus că ea nu poate să facă chestia asta, că ține foarte mult la voi. Păi, draga mea, dacă tu n-ai putut să te ocupi de treaba ta, m-am ocupat eu de tine. Oh my god, fraților!
Deci de la început, doamna profesoară ne voia răul. A primit foarte mulți bani de la Moș Crăciun, care nu știu cine e. Gen, sper că o să aflăm cine e. A primit foarte mulți bani de la el și acum trebuia să ne omoare. În tabăra asta trebuia să ne omoare, însă cică nu a mai putut să facă chestia asta pentru că ținea foarte mult la noi. Acum e rândul vostru. Nu, frățiorul, te rog, eu gândește înainte să faci ceva greșit. Pe bune, am înțeles, am urât-o pe doamna profesoară, însă pe noi să ne lași în pace, pe bune. Sunt copii aici. Oh, băieți, ce faceți aici, cum ați venit aici? Alex? Cine ești? Arată-te dacă tot vrei să ne omori. Pe bune, da, are dreptate Alex. Ia arată-te, mă, cine ești până la urmă dacă tot vrei să ne omori? Te rog, mai gândește-te odată, nu ți-am greșit cu absolut nimica. Mă, dar cum au apărut băieții ăștia aici, fraților? Și unde-i gardianul? Bro, ce se întâmplă? Ok, Tănase, lasă-ne în pace. Fraților, ce se întâmplă? Cum au ajuns să aici? Haide, bă, Moș Crăciun, dacă ești mecher, arată-te. Ha, bine, cred că meritați și voi să vă fac o bucurie înainte să muriți. Până la urmă, trebuie să știți cu cine v-ați spus și cine va termina de tot. Hai să vedem cine e. Este fix cine mă așteptam, fraților. Profesorul de engleză. Oh my god. Profesorul de engleză. Băi, ce psihopat, dar gardianul, fraților. A zis că avea cămașe roz profesorul. Băi, ce se întâmplă? Ha, 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 a trebuit să preiau tradiția de la fratele meu, adică profesorul Steven. El obișnuia să vină aici și să omoare cu sânge rece elevii care nu ascultau. Anul ăsta are niște planuri mai importante, nu pot da detalii, dar mi-a lăsat mie plăcerea să fac asta, ha, ha, ha. Da. Fraților, cred că aici s-a terminat totul, adică nu știu ce mai putem să facem. Eu cu băieții ne retragem așa în spate, pentru că pe bune nu mai putem să facem gardianul. Oh! Gardianul! Hopa! Ce zic? Fraților, a venit gardianul cu poliția! Bătrâne, eu zic să nu te grăbești! Poliția ești aici, sunt cu armele pe tine! Dacă faci o mișcare greșită cu acel cuțit, o să mori! Bro! L-am prins! Gata, am ajuns! Am tras de timp cât trebuia! What? Ăsta a fost un plan, fraților? Băi, mi s-a părut mie ciudat de ce au venit numai ei. Până aici ți-a fost. Planul a funcționat de minune. Ajutor! Fraților! Oh my god, ăștia au venit aici ca să treacă de timp. Gardianul a sunat la poliție și acum polițiștii sunt cu armele pe el. Na, mă, ciudatule, mai fă ceva acum, te-am dovedit și de data asta. Fraților, cred că m-a luat gura pe dinainte. De fapt, nu am reușit să-l dovedim pe profesorul de engleză. Efectiv, fraților, după ce am zis chestia aia, acesta nu a lăsat cuțitul jos și s-a repezit să omoare pe Lorena. Din fericire, fraților, Lorena a supraviețuit, însă profesorul de engleză a fost împușcat de către polițiști. Lorena acum este la ambulanță, din câte am înțeles. Oh my god, fraților. Oficial, profesorul de engleză a fost omorât. Oficial, am scăpat de el după atâta timp. Alex, sunt în stare de șoc, nici nu mai știu ce să zic. Nici eu, fraților. Am reușit într-un final să scăpăm de el. Nu am putut și noi să avem o excursie normală, pe bune, Tănase. Îmi pare extrem de rău pentru doamna profesoră, dar e bine că am scăpat de psihopatul ăla. Lorena e la ambulanța afară. Pe lângă că e răcită, a avut un șoc când și-a văzut mătușa moartă pe jos. Mă duc să văd ce face, după vom pleca acasă. Nu suntem în siguranță niciunde, mai ales că fratele lui e în libertate. Alex are dreptate, fraților. Nu suntem în siguranță absolut niciunde. Însă, e bine că am reușit să-i dovedim pe ăștia. Domnule gardian, vreau să vă mulțumesc enorm. Ne-ați salvat viața, efectiv. Efectiv, dacă nu venea gardianul cu poliția, fraților, poliția s-a mișcat foarte, foarte rapid. Dacă nu venea gardianul cu poliția, noi nu mai eram acum aici. Copii, cred că trebuie să plecați acasă. O să vă escorteze poliția până la voi în oraș. Să aveți grijă de voi. Am înțeles că omul ăsta mai are încă un frate. Crede-mă, gardiane, e o poveste
mult mai lungă pe care nu vreau să ți-o zic acum. Păi haideți, fraților, că o să aștept să mergem acasă să ne odihnim, pentru că chiar a fost o seară foarte, foarte lungă. Frați și surori, efectiv sunt mor de somn. După încă 12 ore, de fapt aproape 13 ore de mers, ne-a escortat poliția până la aeroport. Am luat avionul și după ce să vezi, din nou am mers cu mașina până aici, m-am lăsat în fața casei, am reușit să ajungem acasă. Efectiv, fraților, nu știu dacă observați, însă nu am nicio emoție, efectiv nu știu ce să zic, s-au întâmplat mult prea multe chestii foarte, foarte ciudate și chiar m-au lăsat așa fără glas, adică habar n-am ce să zic, fraților, nu știu, însă hai să mergem acasă, casă, dulce casă, pentru că mi-a fost dor de ea. Unde e mama? Uite-o și pe mama acolo. Salut, mama, am venit din excursie, ea știe, am sunat-o deja încă din aeroport, știe ce s-a întâmplat. Salut, mama. Marius, puiul meu, ești bine? Da, sunt bine. Am auzit ce s-a întâmplat, dar am vești mult mai proaste. Ce vești? O scrisoare. Cea mai mare greșeală din viața voastră. Mi-ați omorât singurul om pe care l-am mai avut. O să plătiți acum. Bun. Asta era de așteptat, fraților. Profesorul Steven s-a enervat. Cred că trebuie să-i punem capăt odată și lui psihopatul ăsta, pentru că altfel nu știu cum o să mai trăim în orașul ăsta.